Salutare, prieteni, și iată-ne la un episod ceva mai interesant. Stăteam eu zilele astea și mă gândeam ce aș mai putea face eu prin FIFA și mi-a venit o idee destul de interesantă. Am zis, hai să încerc să creez, că tot fac eu echipa abonaților și creez abonați. Am zis, hai să creez azi un player și să creez cel mai urât jucător din FIFA, cum ar veni, să încercăm să facem cel mai urât jucător. Am creat aici, i-am dat și un nume acestui jucător, Dumitrescu Cireșel, 69 pe tricou, joacă la Arsenal, foarte bine, l-am făcut foarte, foarte masiv. Hai să-l fac și un pic mai înalt, cam 6,5 e ok. Și acum ne punem să ne jucăm cu fața lui Cireșel. Mă gândeam să-l fac negru, are naționalitate română, dar el este undeva partea alta a românilor, este cumva rom, pentru că culoarea feței va fi asta, cred. Sau aici e cam palid, parcă aici e prea prea de tot Cireșel al nostru. Cred că o să las așa, hai că îmi place așa. Ce-i dăm aici la culoarea părului? Cred că i-ar prinde bine. L-ar prinde bine un șaten așa, mă rog. Să vedem acum frizura din... Oh, mamă! Asta aici se zici că are 70 de ani, acum moare. Destul de interesantă. Aici cu chelie în spate, aia e mișto. Ia să ne uităm atent aici, asta îmi place destul de mult până acum. Hai că eu las pasta momentan. Are și chelie, are și un pic de păr. Zici că-i trei stariu, frate. Să-i punem și barbă. Momentan nu o să-i pun barbă. Vreau să mă joc cu fața lui. Dar nu e bună culoarea pielei. Îl fac așa palid. Hai că-mi place așa palid. Și hai să ne jucăm cu... cu ce găsim noi pe aici, pe la sprâncene, uite deja. Aici e foarte important cum sprâncenele, cum ne jucăm. Putem face destul de frumușel sau poate nu. Noi trebuie să-l facem astăzi foarte urât. Opa, că aici arată bine, arată înspăimântător. Ele scoatem sau ele... Oh, cum arată așa, frate. Pare inocent aici. Hai să-l lăsăm așa. Ia uite-l, mă, ce frumos e el. Hai că... Deja arată om, în ghilimele. Hai să ne jucăm cu ochii acum. Aute. Mamă, e superb. Zici că e de la spitalul 3, frate. Oh, stai să-i scoatem ochii. Sau îi băgăm înăuntru? Mamă, cât de ciudat arată. Arată foarte ciudat omul. Dar scoatem ochii ca la Ozil. Hai că e bine. Deci ca la doi pumni în ochi. Facem ochii albaștri, măcar ăștia să fie interesanți. Urechile, pavilion. Astea sunt aripi de avion. Așa o să fie perfect, arată, zic eu. Și cât mai mari. Bun. Asta arată bine caracterul nostru până acum. Să-mi spuneți ce părere aveți. Mamă, mamă, oare ce o să zic adversarii despre el? Ai nasul ăsta. Trebuie să fie important. Cred că o să-i fac mititel. Nu așa mai, îl fac mai mic. Ia să vedem. Pinocchio, gata. E Pinocchio. Bun. Hai să ne mai jucăm pe la nas. Să-l facem și strâmb, aia nu. Nu cred că îl fac și strâmb, doar un pic așa curbat. Știe pârtie. Ne putem da cu Sania pe el, practic. Ia fi atent, hop. E Pinocchio, clar are ăsta niște nerde. Simte adversarul de la 2 km. E bine pentru el, n-am ce zice. Că astea le facem destul de mari. Așa, mamă, e porc. Zici că are râd acum. Place despre el. O, da. Ce urechi și ce nas. Cum ar fi un asemenea jucător, frate?
probabil că există. Hai să vedem și pomeții ăștia sau cum naiba se numesc ei. Nu știu cât de mult operație estetică facem aici. Hai că îl umflăm de-a binele pe om. Deci că la bătaie zici că e boxer. Bun, îl facem și umflat, e perfect. Așa umflat, bun. A și gura, să vedem aici, trebuie să ne jucăm la fel de mult. Ce de tare, e o maimuță. Hai că îmi place. Practic nasul lui face umbră gurii. N-am văzut așa ceva. Sau eu lăsăm mai jos. Oh, e bestial omul. Să vedem ce facem la buze. Maimuță. Bă, dar vreau să-i fac buzele mari. Le facem mari. Ah, eu zic că e bine. Le desprindem așa când te pup odată. Aici le putem învârti destul de interesant, dar le lăsăm normal, nu? Sau trist așa un pic. Hai să fie și trist omul, că doar s-a văzut și el cât e de urât. Bun, îl mai umflăm un pic, a? Da. La gușă. Vedem ce gușă i-am făcut omului. Aici bărbia asta nu mai contează la cât de gras e el. Da, prieten, cam ăsta este destul de interesant, dar eu zic să-i schimbăm un pic părul. Pentru că, practic, omul nu e... Deja arată mult mai bine. Părul ăsta schimbă destul de mult omul. Opa. Și am putea să-l facem să arate și mai bine, în ghilimele. Opa. Mama, așa e bestial. O, da. Uite-l pe Renato Sanchez, versiunea 2.0, Cireșel. Opa, ăsta îmi place. La Tovlevic în persoană. Ok, prieteni, cam așa arată suspectul nostru de astăzi. Jurătorul crea de mine. Am mai lucrat un pic la ochi, la sprâncene, ceva pe aici, pe acolo. Părul ăsta va fi. I-am lăsat părul măcar normal, are ceva chelie pe acolo pe-n față, fruntea de 2 metri. Îmi place cum mi-am făcut ochii, nasul ăla... Frate, are 2 metri de acel măsori. Din profil se vede de la 1 km. Îmi plac buzele lui. Dacă te sărută, te omoară. Pomeții aia, practic, au și din orbite. Dar îmi plac ochii foarte, foarte mult. M-am jucat un pic pe aici. Ia uite. A, bestial, e bestie. Bestia umană. Ia uite, cu cât mă joc, cu atât îl fac și mai frumos. Mamă, e și mai frumos acum. Opa. Mamă, ce ziceți, prieteni? Cred că așa e perfect. Hai că lasă așa, i-am schimbat și culoarea ochilor. O să vi-l arăt, prieteni, imediat și în joc. Hai să-l vedem pe Cireșel atunci când marchează un gol. Cum arată Cireșel al nostru, Dumitrescu Cireșel. Ia uite ce frumos e, o bestie de jucător. Parcă seamănă cu cineva, n-ai zice că nu. Hai mă, că e frumos, cred că s-au dat toți adversarii la o parte când l-am văzut pe Cireșel. Destul de șmecher, zic eu. Da, prieteni, cam așa arată Dumitrescu Cireșel, jucătorul nostru afro-româno-romo-țigano. Eu zic că e destul de interesant, prieteni, sper că v-a plăcut acest episod diferit. Am încercat ceva, o idee micuță. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să dați un like și un share ca să vadă și prietenii voștri. Eu vă las până atunci cu Arsene Wenger și alături de Dumitrescu Cireșel. Aveți grijă la el, poate e pe invers. Pa, pa, prieteni!